O grădiniță foarte modernă și dotată cu toate cele necesare a fost inaugurată la sfârșitul acestei săptămâni în Vatra Sat din Comarnic. Ca să fie un loc pentru sufletul tuturor, evenimentul a debutat cu o ceremonie religioasă. Și acum trimite harul preasfântului de viață Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Starea și stropirea cu apa aceasta trimitere în lobie, cuvântarea ta care spală întrunciunea patimilor. Clasele sunt vesele și frumos colorate, cu jucării și materiale didactice. Un personal calificat își desfășoară aici activitatea cu plăcere, iar micuții sunt nerăbdători să ajungă la grădiniță. Clase mari, luminoase, dotate cu mobilier modern, cu aparatură de ultimă generație. Avem de asemenea o curte frumoasă cu aparate de joc, cu iarbă naturală, cu groapă de nisip la care se pot juca copiii. Nu se compară unde funcționam ca spațiu și aici, unde avem un spațiu mult mai bun, mult mai spațios ca să... Copilul să poată să se desfășoare, altfel să desfășoară copilul într-un spațiu mare și faptul că suntem foarte dotați, am fost și sponsorizați, avem și calculatoare. Pentru cei prezenți, copiii au pregătit un program artistic cu dansuri și cântecele. Investiția a fost făcută pentru ca spațiul educațional al celor mici să le ofere o mai bună posibilitate de cunoaștere. Aceasta este o investiție începută de pe vremea regretatului primar Golgoțiu, pe care eu am preluat-o și am dus-o la bun sfârșit. După cum se vede, această grădiniță îndeplinește toate standardele europene, atât din punct de vedere sanitar, cât și din punct de vedere al condițiilor de desfășurare a activităților de către copii. Această investiție a costat 8 miliarde de lei vechi. Este modern, au jucării, au tot ce le trebuie. Frumos, le place să vină la grădiniță, mă lipsește, mă duc la grădiniță că colegii, frumos. Vin de dragă. Da, da. Și sâmbăta, când mami azi mă duc. Foarte mulțumesc, pentru că cred că e singura din comandă care sunt condiții destul de bune. Față de cealaltă care a fost, tocmai o grădiniță modernă. 200 de ori mai bine. Și au și condiții și datorită primarului și bunicelui care și-au dat interesul pentru ei. Grădinița numărul 2 își așteaptă copiii într-un mediu deosebit, iar părinții sunt foarte mulțumiți de condițiile de aici. Evenimentul s-a încheiat cu o masă festivă pentru cei care au pus umărul la acest proiect.